afară și îi știau că o să cânte doar o cântare. Azi zic, m-au cântat. Dacă știau că va mai fi a doua cântare, probabil nu dădeau tot ce aveau mai bun din ei, știind că urmează a doua cântare. Și am văzut cu cât foc, cu câtă pasiune a cântat și zic, Domnul să-i binecuvinteze și acum revenim la noi. Dumnezeu privește la pasiunea noastră cu care venim înaintea Lui, pasiunea care o dorim în fiecare zi, trăim înaintea Lui. Oare suntem conștienți că poate fi ultima zi care o trăim? Oare cum o trăim? Poate nu mai avem șansa să avem o altă zi, ziua de mâine. Și cred că Dumnezeu vrea să vadă noi aceeași pasiune ca să îl așteptăm din toată inima, să slujim din toată inima, să iubim din toată inima și să facem curățenie în viața noastră, că îl așteptăm pe El. Și s-a vorbit minutele trecute despre acest eveniment care este unic în istoria Universului, unic în istoria omenirii și cred că ar trebui să fie singurul eveniment care să marcheze trăirea noastră pe acest pământ. Că avem noi planuri multe, avem multe vise și idealuri și cum copilul începe puțin să crească și să iasă din mâncă, așa cum zicem noi, deja își dorește și are vise. Cu atât mai mult noi, după ce probabil am întâlnit o familie, avem visele noastre și căutăm să le împlinim. Avem idealul și am vrea ca și copiii noștri să-și atingă visele lor. Dar cred că cel mai înalt vis, cred că cel mai valoros lucru pentru care se merită și trebuie să trăim este venirea Domnului Iisus. Pentru că atunci se va schimba totul pentru totdeauna. Dacă până atunci ne-am confruntat cu probleme, cu necazuri, cu vise neîmplinite, cu dorințe neîmplinite, neatinse, în același moment în care Iisus Hristos va veni, spune Apostolul Ioan, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Oare realizăm noi ce înseamnă să fim ca și Domnul Iisus? Realizăm noi ce înseamnă să fim cu El pentru totdeauna? În afara oricăror griji, probleme, necazuri, dureri, amenințări, frică, orice poate fi mai groaznic pe pământul acesta, care să fim de probleme, totul să fie ca și o perdea care a fost trasă și să fie, să înceapă o veșnicie. Ceva care nu se va termina niciodată. Bucurie, împlinire, nici nu mai trebuie visuri. De fapt, totul este acolo, împreună cu Iisus Hristos. Este o fericire veșnică. Nici nu putem să ne imaginăm. Și Apostolul Pavel spune, inima nu poate să conceapă ce a pregătit Domnul Iisus doar pentru cei care iubesc. Nu pentru toți. Pentru că sunt două lucruri distincte în veșnicie. Veșnicia în fericire cu Iisus Hristos și veșnicia în timp groaznic pentru toți cei care au ignorat. Au lăsat deoparte și și-au urmat visele trecătoare, dorințele, căutând cu orice chip să le împlinească. Ne știm că sunt efemere și trecătoare și poate chiar de neatins. Dar cu acest scop au privit în jos și nu i-a interesat că, de fapt, sufletul trebuie să se înalțe și vor rămâne cu alegerea lor. Dar cred că fiecare din această viață vrem să fim cu Domnul Iisus și vrem să-L iubim și să trăim. Dacă n-am trăit până astăzi, să ne ajute Domnul fiecare zi să o trăim cu pasiunea revenirii Lui, cu dorința ajutoare, așa cum spunea mai înainte fratele meu, să spunem în fiecare zi, vino Doamne Iisuse și să ne dezlegăm de toate aceste lucruri. Aceasta a făcut Apostolul Pavel. În acest text care a fost citit în această dimineață și cred că deja cuvântul Domnului ne-a fost vestit și dacă vrem să luăm, Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, prin cântare, prin copilașii care se plimbă și care ne deranjează de multe ori. Dumnezeu ne vorbește că Iisus Hristos însuși, în tumultul acela activității ucenicilor și căutând care să fie mai aproape de Mântuitorul, să prindă fiecare articulație, fiecare silabă, să nu cumva scape și deranjat atunci când copiii sau mamele cu copiii voiau să vină cu copiii la binecuvântare la Domnul Iisus și a spus, nu-i momentul potrivit. Și Domnul Iisus a spus, chiar atunci a găsit momentul potrivit și a spus, uite, ăsta e exemplu dacă vrei să intrați în împărăția cerurilor. Dacă nu vă veți face ca și un copilaș, uitați-vă la ei, sunt modele și exemple sunt în fața noastră. Nu le putem ignora. Avem ochii deschiși. Vedem zâmbetul lor, vedem inocența, dorința lor de a socializa, de a intra în relații cu ceilalți, ca să se joace. Dacă cumva s-au certat, imediat se împacă. Toate aceste aspecte Domnul s-a spus. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și am spus că Dumnezeu vrea să ne învețe multe feluri. Și nici o clipă nu poate fi pierdută dacă suntem atenți. Sau mergând pe drum,
la locul de muncă, în orice moment, Dumnezeu are ce să ne spună. Și cred că și în continuare, dacă vrem și dacă Dumnezeu ne ajută, vom putea în continuare să învățăm și de seară, dacă vom mai trăi, și în zilele următoare. Dar, privind acest pasaj care a fost citit, vedem că Apostolul Pavel, în lucrarea care Dumnezeu i-a dăruit-o, i-a trasat-o și a spus, Pavel, direcția și destinația lucrării tale va fi pentru cei care nu fac parte din poporul Israel, adică pentru neamuri. Neamurile erau privite ca ceva străin, care nu aveau dreptul la mântuire. Așa îi priveau poporul Israel pe neamuri. Și Petru, când a fost chemat la un moment dat de către cineva care făcea parte dintre neamuri, de către Corneliu, a spus, nu se cadă. Și Dumnezeu a trimis acea vedere în care el să înțeleagă și să învețe că Dumnezeu i-a în vedere și pe neamuri. Și Apostolul Pavel a fost trimis la neamuri ca să ducă această veste bună și ascultați, versetul 32 din capitolul citit spune, și noi vă aducem vestea aceasta bună. Vestea aceasta bună. Aceasta a fost misiunea Apostolului Pavel. Odată întors la Dumnezeu, odată înțelegând și crezând că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, din acel moment, misiunea, viața lui s-a schimbat radical. Dacă până atunci contesta pe Iisus Hristos și căuta să-i ducă legații la Ierusalim pe cei care credeau în Iisus, pe cei care îl urmau, din acel moment spune că a intrat în Damasc și a început să propovăduiască el că Iisus este Hristosul și felul cum Domnul Iisus i s-a arătat pe drumul Damascului. Și lucrarea Apostolului Pavel s-a concentrat în mod deosebit, pe excepție, spre neam. A avut vreo 4 călătorii misionare și viața lui a fost pe mare, pe uscat, în foame, în bătăi, în temniță, frumoasă viața, așa-i? După întâlnire cu Iisus Hristos, să ai o asemenea viață, oare cine dintre noi ar semna o asemenea contract? Cine ar fi dispus să spună da în continuare lui Iisus Hristos? Spunea fratele meu despre Ioan, care la un moment dat, într-un moment tulburător din viața lui, a pus chiar la îndoială lucrarea lui și se întreba, oare el Mesia? Pentru că în imaginea lor era Mesia cineva care vine să-i libereze, cineva care vine să schimbe soarta lor în bine. Când necazurile dispar, problemele dispar, așa cum ucenicii s-au bucurat în vremea Domnului Iisus, nu? Vrea să fie cu Mântuitorul, că mănâncă bine, sunt scutiți de orice probleme și au în fața lor un lider în fața căruia nu poate să stea nimeni împotrivă. Și când au trebuit să accepte și să înțeleagă că, de fapt, viața de creștin înseamnă viață de necazuri. Nu a fost ușor. Și primul examen l-au căzut. Atunci când toți, fără excepție, l-au părăsit și au plecat din Iisus Hristos. Dar a venit Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus a spus, voi veți primi o putere în ziua Pământului Duhul Sfânt peste voi. Nu voi puteți ca să faceți. Nu voi puteți să acceptați, să priviți cu încredere în viitor prin problemele voastre. Ci Duhul Sfânt care va fi în voi, vă va ajuta să rămâneți în picioare și să fiți martori pretutindeni. Aceasta a făcut Dumnezeu de-a lungul istoriei din oamenii. Și Apostolul Pavel începe viața lui de zbiu, dar cu o singură chemare și cu un singur scop, să aducă vestea lui. Și ajunge aici, în această cetate din Antiohia, pe Pisidiei, unde, interesant, dacă citim un pasaj la acesta, vom vedea că în versetul 14 și 15 au fost și evrei și au fost și din străini, dintre neamuri, de acolo împreună. Spunem că versetul 14, partea a doua, în ziua sabatului, am intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au primit să le zică, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru noi, vorbiți. Deci găsim că aici erau evrei în sinagogă care veneau în ziua de sabat ca să se închine lui Dumnezeu. Cu ce? Cu legea și cu prorocii, cu Vechiul Testament. Și Apostolul Pavel vine aici cu o nouă învățătură, să spunem, cu învățătura desăvârșită, cu vestea bună a Evangheliei. Și nu știau ei ce o să-i aștepte, ce învățătură o să spună Pavel. Dar Pavel se ridică și își începe prezentarea, cuvântarea. Și la un moment dat, în versetul 42, vedem că tot acolo, în aceeași sinagogă, nu știu cum se face. Că au acceptat să intre sau au intrat și dintre cei care nu erau evrei. Versetul 42, când au ieșit afară, neamurile
i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Două categorii. Evrei și neamuri. O categorie care știau că legea, dacă împlinesc legea lui Moise, pot ca să fie plăcuți înainte de Dumnezeu, să fie mântuiți. Dar degeaba, că nu reușeau. Vedeau că tot timpul au dificultăți. Tot timpul trebuiau aduse jertfe. Tot timpul trebuia să regleze problema lor cu Dumnezeu. Că nu era în ordine. Orice păcat, puneau în despărțire între ei și Dumnezeu. Și neamurile încercau și ele să caute pe Dumnezeu. În acest context, vedem că erau și neamuri. Dumnezeu vede dorința lor. Acestor oameni că-L caută pe Dumnezeu. Și iată ajunge apostolul Pavel. Merge corabia și are câteva stații de oprire. Și ajunge și în această cetate. Și le spune, am venit să vă aduc o veste bună. Că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, învind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Ce vreau să spun? Ca și prin gând, Dumnezeu a avut în plan și această cetate. Deși nu făcea parte din poporul Israel, deși era la sute de kilometri distanță, dar iată, trimite un om care spune, dar Dumnezeu, în urma întâlnirii cu Iisus Hristos, și e gata să ducă vestea bună pretutindeni unde Dumnezeu îl trimite. Și ajunge apostolul Pavel aici și spune, eu am un singur lucru de făcut, să vă aduc vestea bună. Și această veste bună este că Dumnezeu a împlinit o făgăduință. Ce făgăduință? Că va trimite un izbăvitor care va lua povara păcatelor noastre, care va plăti în locul nostru prețul care trebuie plătit pentru păcatul nostru. Și aceasta deja s-a realizat. Voi nu știți. Am venit cu corabia, n-am avut niciun e-mail ca să trimită, sau un mesaj, video, încât cei de aici din Antiohia să vadă că într-adevăr s-a întâmplat. Și Dumnezeu a trimis de la repărtarea acest om să ducă vestea bună. Și am spune noi, frumos ar fi ca această păcătuință să le provoace bucurie. Această împlinire să tresate în inima lor și să rezoneze și să vibreze în inima lor de bucurie. Da? Dacă citim în continuare, vom vedea versetul 45. După ce a venit cu vestea bună, apostolul Pavel, oamenii se fac în bucurie, oamenii care acceptă și oamenii care stau mai departe în păsare, oamenii, oamenii care se împotrivesc adevărului și întotdeauna. Întotdeauna a fost așa. Și mă rog, Domnul, să nu fie în ziua de astăzi oameni care să se împotrivească adevărului. Oameni care să se împotrivească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu este cuvântul omului. Ce spune versetul 45. Iudeii când au văzut noroadele. Ce anume făceau noroadele? În versetul 42. Neamul le-a rugat să le vorbească și în sabatul viitor. Și după ce s-a înfrâșiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stărâie în harul Dumnezeu. Și în sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumoasă evanghelizare! Aproape toată cetatea! Și ne-am așteptat ca toți să fim mișcați de această veste bună a Evangheliei. Și spune, iudeii când au văzut roadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Se poate asemenea atitudine în fața unei vești bune? Să nu vrei să primești ceea ce Dumnezeu deja ți-a dăruit. Ceea ce Dumnezeu a împlinit pentru tine. Și spune, Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamul. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul a fost vestit pentru toți, dar spune acest ultim pasaj citit, ultima parte a versetului. Toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. O categorie rămâne mai departe de credință, în nepăsare, în revoltă și nu vrea nici cum să primească ceea ce Dumnezeu, de fapt, deja a primit. Ceea ce ei ziceau că așteaptă și o altă categorie primește cu multă dorință, cu inimă deschisă cuvântul lui Dumnezeu. Avem acest cuvânt al lui Dumnezeu și
Acest cuvânt al lui Dumnezeu este vesel al lui. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este menit ca să aducă învioranță sufletului nostru. Să aducă speranță, să aducă schimbare în viața noastră. Aici ne revine nouă ce facem cu acest cuvânt. Putem și noi să găsim pricină de potrivire în această veste bună a Dumnezeu, așa cum iudeii n-au vrut nici cum să accepte că mântuirea vine prin Iisus Hristos, prin Mesia. N-au vrut să accepte. Ei știau că legea și legea, ceea ce pot ei să facă. Și poate de multe ori și noi ne luptăm prin puterea noastră și vrem să schimbăm. Dar nu reușim. Astăzi cuvântul Domnului vrea să ne spună că vestea bună este pentru toți care o așteaptă și care doresc. Iisus Hristos a venit să ierte păcatele și textul citit spune în versetul 38-39 să știți dar fraților că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Aceasta este adevărul Dumnezeu. Singurul care poate să dea neprihănirea este Iisus Hristos. Singurul care a plătit prețul păcatelor noastre este Iisus Hristos. Și în acest plan al Dumnezeu de mântuire, vrem, ne putem include. Nu vrem, nu ne includem. Acum putem să spunem, da, ce, vreau să fiu mântuit și sunt salvat, păcatele mele sunt iertate. Da? Oricine vine la Domnul Iisus cu pocăință sinceră, oricine vine cu viața lui și spune, Doamne, asta e viața mea, vreau cu adevărat o schimbare în viața mea. Vreau ca Tu să intervii. Eu am încercat să le schimb pe toate părțile. Am încercat să schimb în viața mea și n-am reușit. Sunt dezamăgit de ceea ce n-am reușit ca să fac. Astăzi vestea bună este pentru toți care sunt în acest loc. Nu degeaba avem acest cuvânt care spune să știți dar, fraților, că în El, în Iisus Hristos, vi se investește iertarea păcatelor. Și Apostolul Ioan spunea, vă scriu, pentru că păcatele vă sunt iertate. De ce? Că a venit Iisus Hristos. Nu numai că a plătit prețul pentru păcatele noastre. Versetul 33 spune această făgăduință a mântuirii a împlinit-o în Iisus Hristos, dar este o făgăduință dovedită. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiii Lui, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Aceasta e dovada că păcatele omenirii celor care vin cu copiii înainte de Dumnezeu pot să fie iertate. Iisus Hristos nu doar că a murit, ci a și înviat și s-a înălțat la cer. În această zi, noi putem să privim la acest plan măreț, la această păcăduință a Dumnezeu pentru noi și să ne însușim sau să o lăsăm deoparte. Putem să fim indiferenți, dar viața veșnică așteaptă pe toți aceia care o primesc în această zi. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu inima bună și să spunem, Doamne, vine aceasta cu pocăință și vreau Tu să schimbi viața mea și știu că Tu ai murit pentru mine și prețul păcatelor mele este plătit în Iisus Hristos. Acesta e planul lui Dumnezeu pentru oameni. Dar am văzut, unii primesc, alții îl refuză. Dumnezeu are un plan pentru viața noastră a fiecărui. Și planul lui este, dorința lui, ca niciun om să nu piară, ci tot să fie mântuiți. În acest plan, putem să ne includem și să ne dăm acordul noi înșine. Dumnezeu nu va forța pe nimeni. Și Domnul Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lase de sine, să înceteze ca să mai încerce, să mai creadă că El poate să facă ceva, că El poate să fie plăcutul Dumnezeu, să se lapede de sine, de orgoliu, de mândrie, de acea stare de necredință și să vină după mine, să-și ia crucea și fiecare să mă urmeze. Și Domnul Iisus tot El spunea că cel ce vine la mine, nu-i voi spune la fapt. Acesta e planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, să fim mântuiți, dacă dorim. Făgăduința lui Dumnezeu este pentru noi toți. Și anume, putem să fim iertați prin Iisus Hristos. Putem să devenim copiii lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Putem să facem parte din familia lui Dumnezeu. De astăzi, din acel moment în care noi spunem da lui Dumnezeu. Și această păcăduință continuă și spune eu voi fi cu voi în viața aceasta. Eu voi trimite pe Duhul Sfânt în viața celor care îl cheamă. Domnul Iisus a spus, Tatăl meu din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Am spus, noi singuri nu putem să facem nimic. Avem nevoie de Duhul Sfânt să putem să călătorim pe acest pământ cu Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt ne învață,
Duhul Sfânt ne vorbește, ne mustră, ne dăruzește. Este tovarășul nostru pe acest drum spre cer. Și făgăduința cea mai mare despre care deja s-a vorbit, că prosit Domnul Iisus va veni ca să ne ia la El. Dacă vrem cu adevărat, trebuie ca noi să facem alegerea. Și această alegere să fie în fiecare zi, să spunem, Doamne, eu sunt în familia ta, dacă l-am primit pe Domnul Iisus. Dar știu că am o responsabilitate. Fiind în familia lui Dumnezeu, fiind copil al lui Iisus Hristos, ne trebuie ca să trăim ca și fiul lui Dumnezeu. Nu mai putem trăi oricum. Ce facem cu viața noastră după ce am primit pe Domnul Iisus? Domnul Iisus va veni doar pentru cei care îl așteaptă. Doar pentru cei care iubesc venirea lor. Nu pentru cei care au făcut la acolo nevenit cu Dumnezeu și a spus, de acum sunt asigurat. Poate am fost și botezat cu voi spun. Ce spunem? Sunt pecetuit. Domnul Iisus a spus, va veni să aducă mântuirea celor care așteaptă, nu cei care l-au așteptat, celor care sunt treji, celor care vechează. Și e așa de mare și rugăciunea zilele noastre când atâtea mesaje vin la urechile noastre care vor să ne aducă necredința, să ne spună că de fapt totul este o iluzie, că creștinismul acesta e doar așa o formă de a ține oamenii în control, de a fi totuși o stare morală între oameni, de a putea fi oamenii manipulați și oamenii din ce în ce mai mult ajuns să creadă creștinismul este doar ceva care nu se întâmplă și pe acest pământ se poate manevra oamenii și manipula. Nu știm un lucru. Domnul Iisus Hristos a venit ca să schimbe viața noastră. Domnul Iisus a venit ca să schimbe destinul nostru. Domnul Iisus a venit ca să ierte păcatele noastre. Și să aducă noi această speranță a întâlnirii cu El. Ceea ce facem noi, aceea va determina momentul întâlnirii cu Iisus Hristos. Dacă stăm în așteptare, dacă ne iubim, dacă ne silim să-i fim plăcuți în orice lucru, vom putea să auzim acel glas din o slujbă bună. Și în Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului spune și ne îndeamnă, versetul 2. Să ne uităm țintele pe pătrimea și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul Domnului, în capitolul 11, vom vedea oamenii lui Dumnezeu care au trăit în istorie, au trăit cu această nădejde, deși n-au primit ceea ce li s-a făcut. Și în capitolul 11 vedem în Evrei, capitolul 11, versetul 13. În credință au murit toți aceștia. Și aici vorbește despre Abel, vorbește despre Enoch, despre Noe, despre Avram, despre Moise, despre oamenii Dumnezeu care la un moment dat în viața lor s-a produs acea alegere, acea schimbare. Și în acel moment au umblat cu Dumnezeu. Chiar dacă n-au primit ce s-a făgăduit și ascultați, spune, au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și mai departe vedem versetul 39. Toți aceștia despre care am vorbit, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le pusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Cu alte cuvinte, în planul lui Dumnezeu a fost inclus toată istoria omenirii. Și această dovadă a cuvincioșii lor s-a văzut în viața lor trăită până la sfârșit. Noe n-a știut când va intra în corabie. Și a trebuit să construiesc corabia timp de 120 de ani. Păi cine ar mai avea răbdare să construiască ceea să construiască și să aștepte ceea ce nu vede, în timp ce e împroșcat de batjocuri? Avram a fost chemat să meargă într-o țară pe care nu cunoștea și spune că a crezut în Dumnezeu și a plecat prin credință, știind că este credincios Dumnezeu în credința lui. Cu toate că nu l-a văzut pe Dumnezeu, a primit mesajul și prin credință a urmat acea cale. Moise a renunțat la scaunul din Egipt, la scaunul împărătesc și a vrut să sufere cu poporul. A vrut să meargă pe această cale împreună cu Creatorul, împreună cu Mântuitorul. Și a spus,
priviat spre lucrurile viitoare. A vrut mai degrabă să supere cu poporul Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere să alegem viața. Amin. Cuvântul Domnului a spus așa de minunat și în Vechiul Testament și în Mita spune, ți s-a arătat omului ce trebuie să faci și ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești lumina, dreptatea și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Aceasta ne cere Domnul. Suntem copiii Domnului. Și dacă vrem să fim cu El, dacă vrem să avem parte de făgăduințele Lui și pe acest pământ și veșnicie, trebuie în fiecare zi să privim acest cuvânt, să-L împlinim în viața noastră și în fiecare zi să trăim cu această nădejde și cu această dorință a întâlnirii cu Domnul Iisus. Aș vrea ca Domnul Iisus să ne binecuvinteze și să luăm cuvântul Domnului să-L citim. E drept. Mass media încearcă să ne bombardeze timpul și să ne ia tot ce ne-a mai rămas. Și prea puțin, poate, mai luăm cuvântul lui Dumnezeu să-L citim. Noi încercăm ca să vorbim de cuvântul Domnului. Încercăm ca să arătăm ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Dar acest cuvânt este la îndemâna oricum. Frații din Belia spune cuvântul Domnului, de acolo când le-a trăit apostolul Pavel, spun că avea o inimă mai aleasă. De ce? Că nu se mulțumea cu ce le spunea la sinagogă sau la adunare. Și numai atât. Voiau ei să aibă experiența lor personală, certitudinea lor că ceea ce li s-a spus este adevărat. Acest îndemn este pentru noi și astăzi. Să luăm cuvântul Domnului, să vedem ceea ce ni se spune aici. Să-L validăm prin experiența noastră personală, prin convingerea noastră, prin părtășia noastră personală cu Domnul Iisus Hristos. Poate va veni ziua când nu vom mai avea acces la acest cuvânt al Domnului. Sau va veni ziua când va fi prea târziu, vom vrea așa cum se spunea. Și nu vom mai avea acea deschidere, acea lumină, acea descoperire. Dar Duhul Sfânt astăzi încă vrea să ne învețe. Încă vrea să ne vorbească. Vrea să ne călăuzească pe Dumnezeu către cer. De ce? Să facem ce a făcut aceste neamuri. Spune-te, ai primit cu bucurie și a spus și data viitoare să ne vorbești. Și cealaltă dată, ei n-aveau timp să ținem cont. N-aveau Sfânta Scriptură la îndemână, dar sorbeau cuvântul Dumnezeu. Noi-l avem. Haideți să-L îndrăgim, să-L prețuim, să-L adunăm în inima noastră, să fim pregătiți pentru ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Amin. O întrebare pentru tine de la